Spațiul de îmbarcări externe din aeroportul internațional Avram Iancu Cluj-Napoca s-a dublat începând de astăzi, odată cu inaugurarea a două noi porți de plecare la etajul superior. Investiția a fost de circa 3 milioane de euro. La parter avem 1000 de metri pătrați, este vorba de două porți de îmbarcare cu o suprafață tot de 1000 de metri pătrați. Vom avea capacitate suficientă pentru următorii ani. Ne bucurăm că putem să contribuim pentru îmbunătățirea experienței pasagerilor. Consiliul Județean Cluj a făcut un efort deosebit pentru modernizarea acestui aeroport. Conducerea aeroportului estimează că cele două noi porți de îmbarcare vor determina o creștere semnificativă a numărului de pasageri. Având în vedere cele două porți, având în vedere suprafața de 1000 de metri pătrați, o capacitate de 75% creștere, deci cel puțin 900.000 în plus vor fi condiții civilizate. Într-adevăr, vara asta a fost puțin înghesuială, dar am pregătit între timp condițiile necesare pentru pasageri. Investițiile în aeroportul internațional Avram Iancu Cluj-Napoca nu se opresc aici. Planurile pentru anul viitor este să începem o cale de rulare total nouă, să continuăm cu planurile de dezvoltare pentru 7 milioane de pasageri. Avem nevoie de un nou terminal, avem nevoie de noi locuri de parcare pentru aeronave și, de asemenea, sperăm să continue devierea râului Someș, astfel încât să putem ajunge la o pistă de 3400 de metri. Legătura cu gara rămâne o prioritate și sperăm să putem începe și acest proiect. La evenimentul de astăzi au participat reprezentanții ai Consiliului Județean, Primăriei, Prefecturii și altor instituții publice.